Avem obiceiuri alimentare nesănătoase și vicii. Dăm la fel de mulți bani pe alcool cât dăm pe apă, iar țigările nu lipsesc din lista de cumpărături. Produsele de igienă și cărțile se află în schimb la finalul listei de priorități. Toate acestea sunt rezultatele unui studiu care descriu obiceiurile nesănătoase ale românilor. Sub presiunea modei și a tehnologiei, oamenii capătă noi obiceiuri la care nu pot renunța. Viața modernă, în care transformările sunt la ordinea zilei, a adus cu sine adaptarea viciilor, dar și înmulțirea lor. Carne, pâine și lactate sunt alimente nelipsite de pe lista de cumpărături și cele pe care românii cheltuiesc lunar cei mai mulți bani. Oricum le-ai combina pentru sănătate, tot nu este bine, spun specialiștii. Oamenii știu bine teoria, sunt însă prea săraci să mănânce sănătos, spun ei. La piață, prețul iar când vine vorba de vicii, puțini sunt cei care reușesc să își învingă dependențele. Uite care e treaba cu viciile ăștia. Nu există om pe fața pământului să n-aibă câte un viciu. Pentru că de-aia trăim și suntem oameni, să avem și vicii. Nu numai de ale bune, putem să facem și de ale rele. Dar un viciu, nu, eu, din punctul meu de vedere, nu consider că e un lucru rău. A bea, fuma... Dumneavoastră, ce vicii aveți? Dacă puteți să ne spun. Fumez. De câți ani? Mamă, de când eram militar. Cred că mulți ani. Eram tinerel atunci, 21, 22, 22, da. Și înțeleg că nimic nu v-ar face să renunțați la fumat. Poate nici un preț foarte mare la pachetul de țigări. E foarte greu acum. Când treci prin niște probleme personale grave și grele, e foarte greu să te lași de un viciu. Dar nu, asta nici n-am încercat. Cu alcoolul am făcut ce am făcut. Dar bine, beam omenește, nu... Nu exagerați. Nici nu mă arată vigura să beau mult. Dar cu tutunul nu s-a putut. Am înțeles. Deci spuneți că trebuie să fim cumpătați în toate, să nu exagerăm. Este, dar mai cald și strâmb, că n-ai văzut. Soare să nu se aplice, că nu există ce să bate vântuia. Dacă nu de mult în categoria viciilor tronau cafeaua, țigările, alcoolul și drogurile, acum alte patimi își cer drepturile. Lumea este într-o continuă transformare, iar viciile se adaptează. Mulți nu concep viața fără un telefon mobil sofisticat și fac eforturi financiare pentru a avea mereu un astfel de aparat de ultimă generație. La fel se întâmplă și cu amatorii de jocuri pe calculator, utilizatorii de rețele de socializare sau pasionații de internet. Ce părere aveți dumneavoastră, viciile ne golesc sau nu buzunarele? Adică țigările, fumatul, jocurile de noroc. Ăștia să se scumpească mult. Numai alimentele să le, dar ăștia să se scumpească, că ăștia sunt dăunătoare. Deci spuneți că dacă s-ar scumpi foarte mult, lumea nu le-ar mai lua. Nu le-ar mai lua. Și, da. Dar mai bine alimentele să fie mai ieftine, dar ăștia pot să scumpească mult de tot. Care este bune... E bine și pentru ei, pentru sănătate, care să nu le mai cumpere. Eu consum alcoolul meu cel fac, un vin, un ăsta, dar de tutun n-am avut parte. Am soția care mă depășește și... Dar ar trebui să se pună, mai ales pentru tineret, pentru ăștia care vivezi de la 14, poate și mai fumează și odată ce l-a luat, e greu să-l lasă dacă n-au ambiție. Și ajung la o vârstă fragedă care... Să îmbolnăvesc, să fac și pe urmă dau banii pe medicamente. Mania cumpărăturilor sau oniomania este unul dintre viciile moderne, susțin psihologii. Răspândirea acestui obicei a fost determinată de faptul că mulți au găsit în această activitate o metodă de relaxare. Nu mai fumez. Am fumat, am băut, orice. Să înțeleg că ați avut mai multe vicii, dar acum ați renunțat. Nu mai... Că nu mai sunt timpurile. Am boave, așa, timpurile. Să înțeleg totodată că poate s-au și scumpit, de asta ați și renunțat. Ce părere aveți de faptul că viciile ne golesc buzunarele? Viciile care are vicii. Dar un om care e conștient că trebuie să-și facă economii. Păi ce socoteală? Un pachet de țigări, nu știu, am înțeles că 20 ceva de lei. Foarte mult, peste 20 de lei. Deci vă dați seama, banii aia, cumpărți alimente, mâncare la copii, îmbrăcăminte, nu știu ce, îi dai pe țigări. E un viciu foarte rău, e o boală, e un microb. Nu mai vorbesc, iar care au și cu băutura și cu ăștia, că mă uit prin restaurante, așa, vă tineri ăștia, de unde au avea bani, nu știu cât de muncesc, dar devină să-mi părinții că le dă bani.
Deși mulți se declară conștienți de viciile pe care le au, oamenii nici nu se gândesc să încerce să scape de acestea. 86% nici nu vor să audă de o posibilă internare într-o clinică în care să urmeze un tratament pentru a scăpa de dependențele care ajung să le afecteze viața.